de fapt, acolo e o amenajare care se încadrează într-un plan mai mare, pe care îl avem în vedere, așa încât din Curtea Domnească, Parcul Tineretului, să facem un centru istoric al orașului, așa cum au multe orașe turistice din lume. Nu e vorba de o crâșmă, în primul rând, e vorba de o cafenea. Poate nu s-a folosit acest termen în textul hotărârii de Consiliu, dar și, și acest lucru. Nu a fost folosit. Nici termenul crâșmă, asta spuneam, că așa arată codurile CAIEN, alimentație publică, s-a preluat formula respectivă și de aici am ajuns la restaurante, la crâșme, la... Nu e vorba de așa ceva. E vorba de o cafenea cu punct, cu un punct și un punct. Deci în aceeași construcție va fi o cafenea și un punct de informare turistică. Nu e vorba de o construcție în parc, propriu zis, în parc. Nu se va lua din spațiu verde. Haideți să punem capăt acestor speculații și aici eu chiar am să rog pe colegii de la comunicare să vină și cu un comunicat de presă, cu detalii și chiar cu o schiță. Vorbim de o construcție care se va amplasa sub acel balcon, acel pod din partea din spate a parcului și se va întinde până la acele, eu știu, chioșcuri care sunt acum amplasate în partea din spate. Chioșcurile respective vor dispare pentru că, practic, în noua formulă Curtea Domnească, Parcul Tineretului, vor trebui să fie un ansamblu care să fie toate subsumate unui concept. Deci cu restaurarea clădirilor de interes istoric și chiar cu ce se va întâmpla lângă turnul lui Ștefan acolo și chiar cu amenajările din parc, se face această mișcare împotriva autorității locale ca să nu distrugă parcul când noi tocmai acum începem proiectul prin care se reabilitează tot ce există în Parcul Tineretului. Și toată zona. Deci e departe de noi gândul de a face să dispară parcul. Un parc avem și noi. Nu avem un singur parc în Piatra Neamț. Ce frumos de astăzi. Cine credeți că se gândește să distrugă parcul? Sau să... am auzit fel de fel de comentarii. Că sunt, sunt și alte terase în zonă. Nu spun că nu. Dar cei care au călătorit, care au mers în concedii, i-aș întreba acum dacă în Piața Sfatului din Brașov există sau nu o cafenea. În centru istoric. Dacă în alte orașe, în Sighișoara, în Sibiu, orașe totuși care au o zonă poate chiar mai generoasă, istorică, în centrul orașului decât noi. Și au amenajat aceste lucruri într-un mod corespunzător, cu bun gust și în ideea de a avea informații pentru turiști, de a avea un loc unde să se așeze cineva jos, să stea un pic, să odihnească, să consulte un plian, să bea o cafea. Asta este, de fapt. Asta e și pe fondul unor lucruri care se întâmplă, de exemplu, o premiză este aceea că Gatsby, în formula actuală, se va închide această cafenea. Pentru că acolo Teatrul Tineretului intră în proiectul mare de reabilitare și restaurare, proiectul nu permite desfășurarea unor venituri, unor activități generatoare de venituri, deci practic la parterul, la subsolul Teatrului Tineretului nu va mai putea exista o cafenea în sensul comercial, adică să ducă turiștii să bea acolo cafea. De aceea cred eu și susțin în continuare că se exagerează fără a se cunoaște de fapt fondul problemei, fără a se cunoaște aceste detalii. Noi chiar vrem să facem din zona așa zisă Curte Domnească, deci centru istoric, o zonă de excelență pentru turismul din Piatra Neamț. Vom avea acolo mobilier urban de excepțională calitate, vom avea spații verzi altfel decât suntem obișnuiți în Piatra Neamț, vom avea niște lucruri, sigur nu le vom avea imediat. Aceste lucrări se vor întinde pe parcursul a 2 ani. Nu vorbesc neapărat de această cafenea, vorbesc de pasajul rutier care se face subteran, vorbesc de toate celelalte lucrări. Bun, mulți au zis, dar avem deja un punct de informare turistică. Avem deja un punct de informare turistică în parc. Acel punct, dacă va fi înglobat în noua construcție un punct de informare turistică corespunzător, nu vom avea două puncte unul lângă altul. Vom face acolo altceva sau va rămâne, cum a fost odată, un foișor în care se desfășoară activități culturale sau să cânte o fanfară vară. Sigur, orice lucru, repet, poate fi luat și folosit ca armă și acum există această, chiar am fost surprins și pe mine mă întreabă foarte mulți,
prieteni, cunoscuți, colegi, vecini, dom'le, dar ce aveți cu parcul? Am auzit că vreți să distrugeți parcul, să radeți parcul, să faceți acolo crâșme. Nu e adevărat. Deci îmi pare rău, trebuie să o spun. Cei care au dus lucrurile până în zona asta au vorbit chiar în neconștiință de cauză sau au avut intenție.